Germania a schimbat condițiile de intrare în țară pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cei din Republica Moldova. Începând cu data de 19 septembrie, țara noastră a fost introdusă în categoria statelor cu incidență ridicată a noilor cazuri de COVID-19. Mai multe la acest subiect ne spune colega mea, Daniela Osipova. Daniela, bună seara, te ascultă. Bun găsit! Conform noilor reguli, persoanele imunizate pot intra pe teritoriul Germaniei doar dacă au primit ambele doze de vaccin, iar de la rapel a trecut cel puțin 14 zile. De asemenea, este necesar ca serul să fie omologat la nivelul Uniunii Europene. De menționat că pentru a evita obligativitatea carantinei, la intrarea în Germania persoana urmează să prezinte un certificat digital COVID în limba germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă. La fel, călătorul va trebui să încarce dovada imunizării pe site-ul Registrului Online de Vaccinare, unde va include toate datele personale. La finalizarea înscrierii, persoana va primi un document de confirmare în format PDF, care urmează a fi imprimat și prezentat la solicitarea autorităților germane. În cazul celor care nu sunt imunizați complet cu un vaccin omologat, la nivelul UE, rămân în continuare valabile regulile anterioare de intrare în țară. Astfel, persoanele vor trebui să prezinte un test PCR sau antigen negativ pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de plasării, excepție fac copiii de până la 12 ani.